Cea de-a doua zi de evenimente organizate de Asociația Multiculturală Nicu Hagi a fost una plină de emoții pentru organizatori, pentru că pe parcursul unui an au pregătit evenimentul, dar și pentru public, pentru că au aflat doar câteva elemente din ceea ce urma. Este vorba despre premiera filmului Cârvanea armânească. Gândit în lungile întâlniri dintre membrii familiei Hagi cu artistul macedonian Peroțața, filmul Cârvanea armânească a devenit o certitudine de care s-au bucurat toți cei prezenți la premieră. Redecorat ca un adevărat cinematograf, Căminul Cultural de la Apa Sărată a creat emoția vizionării unui film. Odată creat atmosfera, filmul a rulat și toți cei prezenți l-au urmărit cu emoție. Pentru a români, filmul este o prezentare a istoriei lor. Pentru români este prilej de înțelegerea a istoriei armânilor. Avem plăcerea să prezentăm premiera filmului Cârvanea armânească, pe care o echipă entuziastă de armâni l-a turnat pe meleagurii moșcelene. Fără lucru, nu are ceva. Tățeași multe lucrează, vrem să le filmăm. Cu ține buiare am găsit ca să gărești tu filmul. Cu restul filmul, mă gândesc că vă-ți desfac o cale. Una cale care lipsește să o calcă fumeile noastre. Cârvanea era bana armânilor. Era una mare legătură în amisă de armâni și colante mileț. Filmul este unul documentar, dar pentru ca mesajul să ajungă nu doar la mintea privitorului, ci și la sufletul său, scenaristul și regizorul Peroțața a combinat tehnicile specifice filmului documentar cu cele specifice filmului artistic, reușind nu doar o descriere a unor evenimente, ci ilustrarea acestora. La finalul prezentării, filmul a fost răsplătit cu aplauze. După vizionare, au urmat discuțiile despre mesajul filmului și realizarea lui și probabil cea mai avizată voce care l-a comentat a fost regizorul Șerban Marinescu, prezent la premieră. Rolul unui film documentar este să îți spună ceva ce nu știi. Asta e primul. Și pentru mine, sunt convins pentru marea majoritate a românilor, acest film lămurește ceva ce habar n-aveam. Și pentru asta vă fericit. Vă fericit din suflet. Sigur, știam câteva lucruri ca oricine despre român. Dar felul în care autorii și autorul, spun autorii, mă refer la domnul Hagi, care este producător, așa un fel de cernic de sub munți de aici, pentru a român, și regizorul, au reușit în mod excepțional să păstreze în legătura aceea cu micii, nu numai fotografiile, dar repet, rădăcinile, emoțiile, poveștile, cântecele, lucrurile foarte importante. Din punct de vedere tehnic, filmul mi se pare excelent și îi felicit pe cei care au făcut priza directă și au filmat. Este un film pe care puteți să-l prezentați cu fruntea sus oriunde. Nu numai într-o sală, dar și pe un post de televiziune. Și e bine să o faceți, pentru că oamenii trebuie să afle, să știe ce reprezentați și cât de frumos știți să vă conservați rădăcinile. Încă o dată spun asta. Pe total, până și convenția pe care ați făcut-o, faptul că o mână de oameni au fost și producători, au ținut și blendele, au jucat în film, cu mult umor și vă felicit pentru asta. Repet, este o convenție pe care eu am înțeles-o și nu numai eu sunt convins, toată lumea. Așadar, tot înainte, felicitări tuturor celor care ați pus umărul și ați reușit să faceți asta și în mod special domnului Hagi, care iată a reușit să facă aici o sală
de proiecție și de evenimente excepțională și un film excepțional. Felicitări și la mai mare! După emoția premierei, scenaristul și regizorul Peroțața și-a chemat echipa în fața publicului. Mulțumim întregii echipe, în primul rând pentru unitatea ei și abia apoi pentru talentul și dăruirea. Fără ideea care a plecat de la Pero și care nouă ni s-a părut la început o glumă, un joc în care am intrat cu candoare la început, poate nu s-ar fi putut realiza acest film, dar după aceea a intervenit profesionalismul echipei tehnice, Coli Caranica și George Grasu, care ne-au demonstrat că se poate face un film adevărat, cât e el de bun o să hotărâți dumneavoastră, dar ei ne-au demonstrat că se poate face un film adevărat cu multă dăruire, cu multă vreare, cum spun armânii, și chiar și în condițiile unui buget foarte limitat. Mușelenii au putut vedea în echipa de actori pe Emil Hagi, Mihaela Hagi, Dan Moșescu și ai săi Cai, Cami și Dan Poterașu și mulți alți prieteni ai familiei Hagi, iar armânii pe Crasimira Costel și Gheorghe Farmazon, Cristian Don și alți apropiați ai evenimentelor de la Apa Sărată. În spiritul tradiției armânești, premiera s-a finalizat cu muzică și dans. Care este momentul? Care este momentul?